15.000 de bilete s-au vândut deja la derbiul Rapid FCSB. Rapidiștii vor să mai facă un transfer de națională. Îl vor pe Cheșeru. Rapidiștii îl vor pe Cheșeru de la Ludogoreț. Cheșeru e pe final de contract și n-a fost trecut de bulgari pe lista UEFA. Prietenul Dragoș Grigore îl cheamă în Giulești. Vinicius, fundașul golgheter cu 4 titluri de la Cluj, vrea să bată recordul de campionate consecutive în România. Îl vrea pe al 5-lea, dar cu FCSB. Duminică e derbiul cu Rapid. 15.000 de bilete s-au vândut deja. Oamenii de la FCSB au primit 8.000 de bilete. Cred că este nebunie totală. Și toată lumea vorbi bine de derby ăștia. Și se vedem pe teren. Nu promis gol, mai promis că vrei să marc. Capitanul Rapidului, Săpunaru, a fost pe teren și la ultimul derby. Acum 6 ani și jumătate, Rapid n-a luat încă niciun gol de la revenirea în Liga 1. Tănase vrea să facă un meci mare cu Rapidul și apoi să plece în America. Și grecii de la AEK Atena l-au vrut pe Tănase. Florin Tănase mai e dorit în America? Este, da. Mai sunt și antrenori care sunt în legătură cu un prieten care este scouter. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.